Dorim să vorbim despre ceea ce înseamnă mult în viața noastră, de-a lungul vieții noastre, în devenirea noastră și în întreaga noastră viață. Despre tații noștri, despre ceea ce înseamnă un tată, și acum spun în mod particular, vom vorbi despre tați, pentru că cei care mă urmăriți cât de cât și pe Facebook și vedeți și pagina de Radio Shalom, v-am spus că o să vorbim despre tată, despre ideea complexă și extrem de cuprinzătoare a ceea ce înseamnă un tată. Vorbim acum de un tată în accepțiunea pe care cu toții o cunoaștem. Sigur că de-a lungul secolelor tatăl a fost în diverse forme. Mai la început, el era cel care vâna, poate că nu prea vorbea, era un taciturn, se lupta cu animalele sălbatice, aducea hrana cea de toate zilele pentru ca femeia să se ocupe de oarece treburi gospodărești, adică de prin peșteră. Și în felul acesta să facă treburile ușoare, nu-i așa? Treburile plăcute. Sunt convinsă că și pe vremea aceea femeia avea foarte multe lucruri grele de făcut. Imaginați-vă numai să trebuiască să spele rufe într-un râu, dar poate că vorbim de undeva dinainte de a începe să spele acele rufe. Deci vorbim din zorii civilizației. Exact. Când tatăl era bărbatul puternic, era vigoarea, era tot ceea ce trebuie să sprijine, să protejeze și să apere o familie, începând cu femeia pe care o avea și continuând apoi cu copiii. E, trecând prin secole, sigur că eu nu vreau acum să vă iau secol cu secol ca să vedem ce rol a avut tatăl în fiecare secol, că ar fi puțin cam mult de vorbit. Ar trebui câteva ediții bune. Și eu cred, da. Și nu știu în ce măsură ne-ar interesa învâltoarea în care trăim în clipa asta. Vedeți că eu am intrat foarte abrupt în emisiunea de astăzi pentru că n-avem nicio clipă de pierdut. Trebuie să vorbim. Corect, să nu pierdem timpul. Sigur, să nu pierdem timpul. Deci asta cu nu, să nu pierdem timpul vine din viața mea de zi cu zi când, mă rog, nu obișnuiesc, în viața mea de zi cu zi în care eu nu obișnuiesc să pierd timpul. Ei, spuneam că trecând prin secole și venind încoace spre zorii copilăriei noastre, pentru că vorbim acum de niște generații care noi sperăm că sunt aici alături de noi la radio și sperăm să interacționăm cu voi, dragi prieteni, și vă așteptăm. Alex o să-mi spună cine, ce, cum și ce întrebări mai primim noi de la voi. Ei, venind încoace, spuneam că s-a schimbat foarte tare concepția despre ceea ce înseamnă un tată, despre ceea ce înseamnă un bărbat într-o familie. Și gândiți-vă numai la ultimele două secole, ca să nu spun două și jumătate, n-aș îndrăzni să spun trei, pentru că ultimele două secole au adus schimbări fundamentale în ceea ce înseamnă psihologia unui nucleu care este familia, în ceea ce mai înseamnă familia, pentru că dacă vom vorbi despre ceea ce mai înseamnă acum familia, mă tem că am putea ajunge la niște concluzii extrem, extrem de controversate. Pentru că asta este epoca, n-am inventat-o noi. Dar mergând undeva la bunicile și străbunicile noastre, ca să venim mai încoace, pentru că nu o să ne oprim undeva în peșteră și pe urmă să mergem să vedem cum era direct, Leonardo da Vinci. Da. Așa. Vreau să vă spun că ceea ce știți și voi, pentru că așa putem crea o punte în care eventual să și discutăm, bunicile noastre iarăși erau niște femei ca și străbunicile, acum deja la mame voi trece după aceea, care stăteau acasă, se ocupau de gospodărie. Iată, din punctul ăsta de vedere nu s-au schimbat foarte multe în geometria asta casnică, ca să spunem așa, fiecare unde este plasat și ce face. Ei, și aveau studii medii, erau gospodine,
găteau foarte bine, își ajutau soții în sensul că se ocupau și de cariera lor, adică primeau, ce însemna să primească o doamnă pe vremea aceea, sigur, trebuia să facă mese puse comilfo, adică șervețelul la milimetru, cuțitul, furculița, desertul, mă rog, fiecare tacâm într-un anume fel, lucruri pe care, dragele mele, care sper că mă ascultați, cred că le-ați deprins și voi când erați mici, așa pe la 6-7 ani, bunicile noastre ne învățau aceste lucruri în speranța că ne vor folosi în viață. Și chiar ne-au folosit, mă rog, la unii da, la unii nu, dar ideea este că o făceau cu un sens foarte bun. La un moment dat, femeile, bunicile se ocupau de acele femei care le ajutau la treabă, pentru că clasa mijlocie la vremea respectivă nu exista să nu aibă un ajutor sau chiar două femei care să le ajute la treabă. Gândiți-vă că discrepanța între sat și oraș era foarte mare și că existau foarte multe fete venite de la țară dornice să primească o educație și să ajute în gospodărie doamnele. E foarte interesant, eu mi-am propus și cred că în curând voi avea o asemenea emisiune cu cineva pe această temă a secolului trecut. Vrei da. Să spui ceva? Da, nu. Mi se părea foarte interesant treaba asta. Da, pentru că așa erau femeile atunci. Și se ocupau de asemenea de educația copiilor. Ce însemna educația copiilor? Nu însemna numai pur și simplu școala, ci un minim de educație gospodărească, un minim de educație în ceea ce privește bunele maniere. Și vreau să vă spun că acum stăm foarte prost cu bunele maniere de la toate vârstele. Uneori și noi le uităm pe parcurs, pentru că nu prea avem cum să le aplicăm, că am părea poate un pic desueți, demodați, fără să fim în ton cu lumea și cu vremurile. Prin urmare, se ocupau de educație în înțelesul cel mai pur. O fată pe vremea aia trebuia să cânte la pian, o fată pe vremea aia trebuia să știe franceza acasă, să învețe, să aibă de pe la 6 ani această preocupare. Să cânte eventual și așa mai departe. Să fie niște domnițe, niște prințese. Prințese. Erau crescute să fie, cum spune Alex, niște mici prințese care trebuiau la rândul lor, acasă la ele, când urmau să se căsătorească, să înființeze o asemenea familie pe tipul acesta, în care femeia din nou era acasă, se ocupa, bine știa absolut tot ce se întâmplă în casă, cât se cheltuiește, cât costă un coș zilnic, lucruri pe care noi poate mai puțin le știm azi unele dintre noi. Ce era bărbatul atunci? Pentru că eu vreau să vă aduc la tatăl nostru în sensul de tatăl din epoca asta. Atunci bărbatul era cel care mergea la servici, indiferent dacă servici însemna funcționar la stat și atunci avea și în funcție de poziția pe care o avea, avea și mânecuțe dacă era domnul contabil. Erau categorii de clasă mijlocie până la categoriile înalte de avocați, medici și așa mai departe. Ce făceau bărbații? Păi făceau același lucru, aduceau veniturile în casă pe care le gospodăreau femeile și viața mergea înainte. Am revenit în direct. Și iată că ne-am întors, deci mulțumim pentru întrebări, înseamnă că chiar sunteți pe aici pe undeva, pe lângă noi. Întreabă cineva... Pe la radio? Pe la radio, da, sau în mașină, să știi, nu se știe niciodată. Ce părere aveți de bărbații? Asta era întrebarea, care au și job și reușesc să aibă grijă și de familie, de copii, din diferite motive, rămânând singuri, din diferite motive. Am, acum ce să vă spun, am sărit puțin o etapă, dar nu-i nimic, o să ne întoarcem la ea. Evident că am o părere foarte bună, cu condiția, bine, înțeleg că dacă suplinește prezența unei mame, ceea ce se întâmplă destul de rar, dar se întâmplă, atunci sigur că trebuie să facă foarte multe lucruri care țin și de domeniul unei femei, dar oare ce mai ține de domeniul unei femei? Atâta vreme cât mașina de spălat spală ce bagă bărbatul înăuntru, atâta vreme ce eu știu, sunt atâtea forme prin care putem să mâncăm, nu neapărat să gătim,
și așa mai departe. Ne sculăm deopotrivă când copilul plânge, încercăm să facem totul pentru confortul lui, învățăm de timpuriu să schimbăm scutece, eu vorbesc acum din prisma unui bărbat. Deci nu poți să ai decât toată admirația pentru această categorie de bărbați. Categoric, numai și numai admirație. Dar cum s-a ajuns aici? Poate asta vroiați să întrebați în primul rând. S-a ajuns de la bunici, trecând spre mame, femeile au început să fie, cum spunea de curând cineva, în câmpul muncii, și-a adus aminte de acest cuvânt. Deci ele au început să lucreze în același ritm cu bărbații, punând la bătaie calități care le sunt specifice, cum este perseverența, puterea de finalizare, intuiția, determinarea în absolut orice fac, și atunci au început să aibă succes. La început au fost puternic discriminate, și dacă mă gândesc bine, și acum găsim urme de asemenea discriminare, dar e jenant să vorbim despre asta, pentru că în momentul ăsta partenerii noștri, tații noștri, se simt poate ei înșiși puțin discriminați. Și atunci e o situație paradoxală. Femeia a rămas în continuare discriminată pe anumite linii. Femeia face mai puțină politică, de exemplu. Să observați, chiar dacă ar fi foarte bună, are mult tact, are multă diplomație, știe să nu jignească, știe să fie ceea ce se cheamă o mână de fier cu mănușă de mătase. Dar oare câți bărbați sunt dispuși să recunoască asta? Ei, aici încep să apară glisările, deci glisează. Poziția și responsabilitățile clasice recunoscute pentru bărbați încep să alunece spre zona femeii. În momentul în care veniturile, pentru că suntem, din păcate, sub același imperiu al câștigului, al banilor, pentru că este singura formă prin care se poate cuantifica valoarea muncii fiecăruia. Și atunci, în clipa în care o femeie câștigă mai bine decât un bărbat, lucrurile încep să devină puțin neplăcute și pentru femeie și pentru bărbat. Oricât de tare ar vrea femeia ca acest lucru să nu se simtă, bărbații provin din acea ramură despre care v-am spus eu, care trebuia să lupte, care trebuia să omoare animale. Da, și atunci intervine și atunci, treaba asta. Că... La ei este problema. Și poate că eu o știu mai bine din anumite puncte de vedere, fiindcă fiecare ne plasăm undeva. Deci oricât de mare ar fi delicatețea unuia sa, mă rog, a unei femei în speță, este foarte greu de trecut peste acest lucru. Asta este un aspect. Al doilea aspect, ați văzut că, de exemplu, gătitul în urmă cu ceva vreme era apanajul total al unei femei. Și iată că la un moment dat de-aia au venit bărbații și cei mai buni șefi sunt bărbații. Normal, asta am vrut să spun. Și acum iată, uite ce se întâmplă, bărbații au venit și sunt cei mai mari șefi. Uite cum a fost și la noi la Cerberia, fermecătorul domn Vârlan, care are întotdeauna o vorbă bună și o remarcă de suculentă, de bun simț. Da, bărbații sunt mai buni bucătari decât sunt femeile. De ce? N-aș putea să vă explic. Nu, chiar n-aș putea. Sunt foarte multe lucruri care au fost multe, multe secole, nu vorbesc de decenii, vorbesc de secole, au fost apanajul femeilor și acum, iată, au devenit și apanaj al bărbaților. Sunt iarăși foarte multe exemple. Singurul exemplu pe care eu nu-l găsesc, o să râdeți dacă vi-l spun, este călcatul. Nu prea am văzut bărbați să calce. Dacă printre ascultători există cineva, vă rog să-mi spuneți. Eu calc, spre exemplu. Toată admirația mea, Alex. Eu calc, da. Deci eu recunosc că tot ce nu-mi place să fac impecabil. Deci eu calc foarte bine pentru că nu-mi place să calc. E un paradox aici, știi? Suntem, iată, într-un secol al controverselor de toate felurile. Circula pe vremuri un banc care spunea că femeile se ocupă de creșterea copiilor, de gătit, de masă, de cumpărături, de gestionarea banilor, de o sumedenie de lucruri și dus copiii de la școală și domnii se ocupă de problemele majore ale societății. Marile războaie, marile
Era o glumă, dar uite, acum lucrurile s-au cam schimbat. S-au cam schimbat pentru că și echilibrul s-a schimbat puțin în societate. Poate și pentru că ponderea e puțin mai mare pentru femei. Dar eu nu asta am vrut acum să vă spun. Eu am vrut să vă vorbesc despre... Oricum, mă bucur că mi-ați pus întrebarea asta, pentru că face parte din viața noastră. Dar eu vreau să vă vorbesc despre ceea ce înseamnă tații și cam câte modele de tată v-am colectat eu aici așa și aș fi vrut să trecem puțin prin ele. În primul rând, aș vrea să vă spun că a fi tată este un act de curaj. Deci dați-mi voie să apreciez foarte mult acei bărbați care își asumă responsabilitatea, chiar dacă uneori este mai mult morală decât materială sau faptică, fie că rămân sau nu cu mama copiilor lor, dar curajul în sine de a face un copil este un act de curaj, de responsabilitate. Și de ce nu de noblețe? Pentru că, până la urmă, care este scopul nostru pe pământ, ca al oricărei specii? Cam ăsta ar fi. Sigur, dacă Dumnezeu vrea să-ți dea acest copil, îmi spunea cineva odată că ar vrea să se întâlnească cu copilul care i-a fost sortit. Uneori, unii au foarte mulți, alții poate că nu le-a fost sortit sau nu în această viață. Aici o altă teorie care ține de aspecte mult mai complexe, iar eu vreau să fiu terestră în ediția asta. Foarte terestră, că tocmai ce m-am întors de pe drum și... așa, am coborât și eu pe pământ. Este gestul ăsta de noblețe, este gestul prin care, cu puterea ta de a decide, totuși ai decis să deschizi acea poartă către univers. Este o poartă către viitorul tău, chiar dacă tu nu vei mai fi pe pământ. Această poartă deschisă de tine face să treacă prin ea o stea. O stea, două, copiii tăi. În acel moment un tată înseamnă că și-a condus destinul pe calea pe care trebuia. Este, din momentul acela, el devine o lumină călăuzitoare. Este călăuză pentru copilul lui, îl ajută să-i dăruiască încredere, să-l educe, să-l ajute permanent, moral, uneori mult mai important este moral decât material, credeți-mă, să treacă prin viață. Prin urmare, a fi tată, ca și a fi mamă, înseamnă să devii un om cu un sens în viață, să ai o direcție, să ai o imagine, să ai steaua ta călăuzitoare. E foarte frumos, e foarte frumos. Este foarte greu să explici unui bărbat căruia urmează să-i se nască primul copil, prin ce emoții, neliniști, greutăți va trece după aia, ce sacrificii va trebui să facă. El nu știe dacă aceste sacrificii vor fi pe un termen scurt sau pe un termen lung, dar este dispus să le facă pentru că tinde cu acel instinct din zorii civilizației să-și apere pruncul, să-i creeze un culcuș sigur, să-i creeze un viitor sigur, să nu-l audă ore în șir plângând noaptea. E un ghemotoc mic și plânsul acelui copil trezește acele instincte despre care se spune că cele paterne apar odată cu nașterea primului copil. Deci instincte paterne nu există de obicei înainte de a-i se naște unui bărbat copilul. Există, în schimb, instincte materne care fac ca fetele de mici să se joace cu păpușile. Este foarte interesant pentru că sunt foarte multe lucruri care țin până la urmă de psihologia umană, așa, aia directă între oameni. Este foarte, foarte important pentru că în momentul acela bărbații sunt ușor speriați. Ei o fac pe curajoși și vor să arate ce bine e. Mai nou, multe femei, eu nu vreau să comentez acum și mă feresc să spun puncte de vedere care ar putea să fie, eu știu, ofensatoare, dar nu găsesc potrivit să inviți pe soțul tău să asiste la nașterea ta când naști. Nu știu, adică eu cred
că din foarte mulți bărbați merg și filmează acest lucru. Cred că este o chestie care ține de o maximă intimitate. Sigur, e dreptul fiecăruia să asiste și să fie partea nașterii copilului lui. Văd o sumedenie de figuri publice, artiști, cântăreți de-a lungul și de-a latul pământului. Dar mă gândesc dacă pentru acea femeie este momentul cel mai potrivit să fie văzută sau puțin după. Sunt lucruri pe care însă nu trebuie să le privim ca pe niște taburi, ci pur și simplu să le discutăm cu aspectele lor pro și contra. Da, e foarte interesant. Eu v-am adus și anumite tipologii de tați, dar n-aș vrea să trecem la următoarea melodie fără să vă spun că circulă și poate că eu cred în transmiterea acestor cutume de la o generație la alta. Se spune că tatăl este mai atașat de fată decât de băiat. Asta vreau să întreb. Și că fata preia foarte mult din ceea ce este tatăl ei și că toată viața caută un model care să semene cu tatăl ei, chiar dacă o face inconștient. V-aș propune să vorbim despre asta dacă vreți. Spun că există o zi a tatălui, așa cum există și o zi a mamei și cred că e pe 10 mai anul ăsta ziua tatălui. Sigur, ea este... Da, e vara. Da, e mai vara. Eu am pus acum acest subiect nu pentru că ziua tatălui este în mai, ci pentru că aș fi vrut să vorbim despre acest lucru înainte de a începe această succesiune de sărbători cu precădere destinate femeii care este în centrul atenției și asta e bine și frumos. Oricine își dorește să nu fie bărbată, ci să fie femeie. Domnilor, veniți cu o floare oricând este binevenită. Dar ideea este că pentru femei avem acum Sfântul Valentin, avem dragobetele nostru românesc, avem 1 martie, avem 8 martie. Acum, sinceră să fiu, eu sunt un om care mă bucur mai mult de lucrurile așa, mai de suflet. Deci nu țin neapărat să primesc cine știe ce cadou costisitor. O floare valorează foarte, foarte mult. Haideți să vorbim puțin despre tatăl ideal. El realizează cât de mult contează comunicarea cu copiii săi. Acum am sărit niște etape în care tatăl nu se ocupa de educația copiilor și am ajuns acum când tatăl preia din sarcinile soției, partenerei, mamei copiilor lui, împărțind cu ea toate greutățile creșterii unui copil. Și atunci și comunicarea este un lucru foarte important. Trebuie, doamnelor, să fiți, mai ales tinerele doamne, să fiți indulgente cu soții dumneavoastră, partenerii dumneavoastră, că acum mai nou se poartă și așa, nu neapărat. Important e să fiți indulgente și înțelegătoare pentru că ei comunică mai greu, ei înțeleg puțin mai greu acele subtilități pe care numai o mamă le simte la copilul ei. Sigur că în timp îi se ascult și lui aceste simțuri, dar nu uitați că simțul și instinctul patern vine după nașterea copilului, pe când instinctul matern este cel cu care femeia se naște, este apoi fetiță și trece prin viață până se căsătorește cu ideea că trebuie să aibă acești copii, da? Și atunci ea este un pic mai avansată din punctul ăsta de vedere. Să nu mai înțelegeți prin avansat cineva mai deștept sau cineva mai bogat sau cineva, pur și simplu din punct de vedere spiritual și sufletesc, este mai pregătită să devină mamă decât este pregătit un bărbat să devină tată. Corect? Da. Pregătește-te, Alex. Așa. El comunică tatăl cu copiii lui, de aceea el trebuie să le asculte toate îndoielile, toate problemele, să se apropie de modul de a gândi al copiilor, să le arate întreaga afecțiune, chiar dacă nu le spune de 3 ori pe zi te iubesc, te iubește mama sau te iubesc. O femeie se exteriorizează mai ușor. Nu încercați să auziți din partea unui bărbat în fiecare moment te iubesc, pentru că în fond el trebuie să ți-o demonstreze, nu trebuie să spună de 5.000 de ori pe zi că te iubește, devine într-un anume fel. Trebuie mai apoi
să se joace cu copiii. Trebuie să vă spun că modul în care un tată se joacă cu copiii lui este un lucru unic. Și știu că fratele meu nu ascultă emisiunea asta, nici nu cred că a ascultat-o vreodată, dar îmi amintesc când eram copii, cum ne jucam cu toții, cu mama, cu tata, cu fratele meu, jucam jocuri care aveau menirea să ne dezvolte intelectul. Eu acum îmi dau seama de treaba asta. Și de foarte timpuriu am jucat aceste jocuri. Ajunsesem la performanțe foarte mari, să jucăm, știți cum era, țări, orașe, ape, munți, tot felul de jocuri de acest fel. Și nu numai, toate cu rolul de a ne dezvolta gândirea. În plus, am avut șansa mare să am un tată cu totul special, pentru că poveștile pe care tata ni le spunea nouă, într-un amestec de istorie și fantastic, și științifico-fantastic, ne transpunea într-o lume în care mobilitatea gândirii și a noastră a avut tot cadrul să se dezvolte. Prin urmare, nu știu dacă neapărat oamenii se nasc deștepți, dar contează foarte mult mediul în care ei cresc. Foarte, foarte mult. Acum, în ce privește fetele, aici problemele sunt mai complexe. Eu am încercat să mă analizez pe mine și n-am să vă spun încă concluziile. Există cineva care cred că deja știe, pentru că tocmai am vorbit acest subiect. În ce privește fetele, peste ani ele caută la băieții din cercul lor de prieteni, când încep să-și caute perechea, partenerul, calitățile tatălui. Este un lucru foarte greu de găsit, pentru că, conștient sau inconștient, nu reușim să găsim acele calități. Sunt situații în care poate fetele au fost decepționate de relația de educație pe care ar fi și afecțiune pe care ar fi trebuit să o aibă cu tatăl lor și atunci chiar nu-și doresc, aparent nu-și doresc un asemenea model. Dar în realitate, și filmele ecranizează în multe situații treaba asta, se îndreaptă către acele modele, chiar dacă o fac inconștient. În ceea ce mă privește și probabil că privește pe multe dintre cele care ne ascultă, noi am avut relații privilegiate cu tații noștri și poate, deși niciodată conștient, am încercat pe parcursul vieții să găsim acele calități dintr-un început. Dintr-un început, în cele în care am trăit în vremea tinereții noastre. Ar fi multe de spus, dar vreau să trec la băieți acum. Pentru băieți, tatăl reprezintă un model de comportament. Gândiți-vă că sunteți pescari și mergeți la pescuit cu flăcăul. Pot să vă spun că întotdeauna fratele meu a fost flăcăul familiei. Reminiscențele educației pe care iarăși am primit-o de timpuriu făceau ca băiatul să fie cel care trebuia să urmeze calea familiei, să realizeze lucruri deosebite, iar fata trebuia să învețe gospodărie, bunele maniere, cum se mănâncă la masă, cum se zâmbește frumos când ai musafiri, ce se spune și așa mai departe. Eu cred că am spart aceste canoane și probabil că nu numai eu le-am spart, cred că foarte multe dintre fetele generației noastre au avut această cale, calea devenirii profesionale până la un nivel pe care la un moment dat vrei să nu-l mai menționezi pentru că creează un blocaj în relațiile tale cu oamenii și atunci e bine să rămâi tu cea care ești fără toate titlurile, diplomele pentru că până la urmă nu alea contează. Acum sunt fete tinere care au această situație și poate pentru asta oamenii au o reticență, se gândesc că nu se pot apropia. Uitați-le acasă, uitați-le încuiate în sertar, în birou. Toate certificatele, diplomele, absolut tot, nu vă aduc fericirea, dar în schimb vă aduc poziții importante în proiecte. Așa încât, dragele mele, nu pot să vă dau asta un sfat. Asta a fost foarte bun. Da. De încadrare, pentru că sunt multe tipuri de clasificări. 4 feluri de tați. Tatăl protector și grijuliu.
Se presupune că în copilărie tatăl tău a fost pentru tine cavalerul în armură strălucitoare, te-a răsfățat, te-a protejat în permanență și ți-a realizat toate gândurile și dorințele. Părea nu obosi niciodată și era întotdeauna gata să se joace cu tine, iar mai târziu, când ai ajuns la dificila vârsta adolescenței, ți-a fost alături în permanență cu o vorbă bună, un sfat sau o încurajare. Acum, la maturitate, probabil ești o femeie foarte sigură pe tine și conștientă de ceea ce ești, pentru că ai fost învățată de la o vârstă fragedă să fii respectată. Felicitări! Ai toate premizele pentru a reuși în tot ceea ce ți-ai propus. Ține cont însă de faptul că poate ești întrucâtva nepregătită pentru dezamăgiri. Și acestea sunt și ele inerente și parte a vieții. Ar putea să te simți copleșită când vei avea vreo dezamăgire, tocmai pentru că viața nu te-a pregătit pentru așa ceva. Ei, oare cine să fi fost? N-o fi cumva chiar prototipul unui tată evreu? Se spune și spun alții, e nu posibil. Spunem noi, nu spunem noi, spun alții. Avram. Da, că tatăl evreu este foarte protector și grijuliu. Bine, pot fi și excepții. Ia hai să trecem noi la tatăl amic și tovarăș de joacă. Poate că înainte să te naști, tatăl tău și-ar fi dorit să aibă un băiețel. Dar din clipa în care te-a ținut pentru prima dată în brațe, ai devenit cel mai important și mai frumos motiv al existenței lui. În copilărie s-a pus încântat la mintea ta, v-ați jucat de nenumărate ori împreună, a încercat să te învețe tot ce a considerat că trebuie să știi, ți-a spus multe povești. Nu se mira nimeni când vă găsea uitându-vă împreună la un meci de fotbal sau când, mândră de tine și de importanța momentului, anunțai: mă duc cu tata în oraș. Și aici găsim o bucată de tată. Oare cât de perfecți au fost tații noștri? Tatăl zbir. Sau așa îl percepeai tu, poate erai nedreaptă. Nu avea prea multă răbdare cu tine, dădea impresia că nu vrea să fie deranjat și din această cauză erai mai tot timpul intimidată de tatăl tău. Iar atunci când în sfârșit își făcea puțin timp și pentru tine, era mai mult pentru a te chestiona în legătură cu notele, mai târziu cu chestiunea ce vrei tu să te faci în viața ta. Este posibil ca la acea vârstă să-ți fi închipuit că tatăl tău nu te iubește. Greșeai, însă nu aveai cum să știi atunci. Dar situația aceasta te-a marcat. Probabil acum ești o femeie timidă, neîncrezătoare în sine și destul de reținută în relațiile cu sexul opus. Ai luat în calcul ipoteza unei discuții cu sufletul deschis cu tatăl tău? Ce simți când te gândești la această perspectivă? Ți-e teamă? Ai o reținere? Cu atât mai mult ar trebui să vorbești cu tatăl tău. Cel mai bun mijloc de a învinge demonii este să îi cunoști. Nu, tatăl meu nu era așa, dar poate printre ascultătoarele noastre există bucățele din acest tip de tată. Și într-adevăr, dacă mă gândesc bine, eu nu mai sunt timidă, dar am fost când eram mică. Eu mai sunt, încă nu m-am vindecat definitiv, nu. Radio m-a mai ajutat. Te-a ajutat, da. Ia spune-mi... Avem întrebări? Da. Hai zi, treci la da, subiect. Da, e o întrebare mai personală pentru dumneavoastră. Dacă vreau răspund, dacă nu... Da, nu, exact, normal. Exact. Dar nu spui și de unde e? Nu. Deci răspund dacă spune cine e. Păi nu știu cine este. Păi dar știu. Nu, este cineva din București, dar nu ne spun. Nu vrea să ne spună numele. Bun. Ceva... Pentru că e vorba de tați. Nu, de ce râdeți? Pentru că e vorba de tați. Așa. Dumneavoastră, în familia dumneavoastră mai mult, v-a rămas în minte mama sau tatăl? Nu, cred că mă așteptam la o întrebare mai dură. Nu, nu? Mai dură? Asta nu, e bună, nu, asta merge, nu, nicio problemă. E ușoară, nu? E ușoară, da. Amândoi deopotrivă, pentru că la mine în familie a fost o echipă. Pe mine m-a crescut o echipă perfect de sudată, unită și plină de o dragoste nețărmurită, pentru că părinții mei s-au iubit foarte mult și s-au iubit de la vremea, de la 16 ani. La 16 ani nu poate fi decât o dragoste curată, la care vrei mereu să te întorci. Așa că, da, mi-amintesc de amândoi. Despre fiecare am ceva să spun. Pe mama am pierdut-o de mult în 2002, pe tata anul trecut, după cum voi știți. Și dacă mă întrebați ce m-a marcat mai mult, probabil că au trecut 12 ani între
prima pierdere și a doua și m-a marcat enorm de mult pierderea tatălui meu. Atât de mult încât am resimțit-o fizic și până de curând am mers chiar șchioapă, acum mi-am mai revenit. Cine vrea rețetă, vă dau niște suplimente foarte bune pentru articulații. Deci încerc să fiu ca el, încerc pentru că, nu că încerc, cred că sunt ca el. Acum cu vârsta am început chiar să semen și fizic cu tata, așa că... Dar mama pentru mine a fost împreună cu bunica o figură absolut emblematică. Da. Ultima categorie de tată este tatăl exemplu, pe care am ales-o eu pentru voi acum. Nu întâmplător, exemplu este scris cu majuscul, așa exemplu și așa am și spus. Genul acesta de părinte și-a construit întreaga viață prin forța exemplelor. Din păcate, acest lucru nu a fost întotdeauna și benefic pentru el, fie pentru că parcursul existenței sale a fost marcat numai de reușite, vorbim în special de cele profesionale, sau fie pentru că, din potrivă, a înregistrat multe eșecuri, acest tată are mereu o colecție de exemple la dispoziție. Eu, când eram de vârsta ta, dacă aș fi fost eu în locul tău, sau comparații... care copilul său e întotdeauna cel de favorizat. Colegul tău, cum a putut să ia nota 10 și tu nu? Ia uite la copilul acela ce cu minte este. Tu de ce nu ești la fel? O copilărie și o adolescență trăite sub asemenea auspicii duc de obicei la o maturitate incompletă, cel puțin din punct de vedere emoțional. Nu-ți rămâne de făcut decât să lupți cu tine însăți până în pânzele albe, până când vei fi simțit că ți-ai cheltuit și ultimul strop de energie pentru a învăța să te apreciezi și să ajungi să fii mândră de ceea ce ești. Ei, dragele și dragii mei, cele patru modele pe care le-am ales se raportează la relația dintre tată și fică, pe care am enunțat-o încă la, zic eu, la mijlocul emisiunii noastre. Și sper că v-au plăcut aceste lucruri și vi s-au părut interesante și nu le-ați mai auzit, sau poate nu în contextul ăsta. Nu, dar au fost foarte frumos prezentate, ne spune cineva. Da. Domnule, vreau să știu și eu dacă e femeie, bărbat, cine e, domnule, vorbim. Uite, așa. Acum ne-a spus, este o femeie. Bravo, mulțumesc foarte mult. Dar cel de mai înainte a revenit și a spus că este un bărbat, de aceea a vrut să afle cineva marcat mai mult. La amândoi le mulțumesc, la amândoi le mulțumesc și nu numai lor, pentru că văd că ne ascultă multă lume. Dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Aș vrea să știu ce alte subiecte vă interesează. Nu sunt deloc pregătită neapărat să vorbim ca anul trecut, de exemplu, când am vorbit despre paralela între Sfântul Valentin și Dragobete, dar dacă vă interesează anumite obiceiuri tradiționale, putem să încercăm. Dacă nu, haideți să facem noi subiecte de interes. Exact. Să ne sugerați dumneavoastră fie pe pagina Universul la Feminin, fie pe wall-ul, pe pagina Radio Shalom, fie chiar și în emisiune puteți veni cu... Eu vă mulțumesc oricum că ați fost aici și tuturor celor care ne ascultă, pentru că noi punem un pic de suflet în tot ce facem și cred că asta face ca echipa noastră să fie o echipă puternică, eu și cu Alex, pentru că Alex pune suflet în ceea ce face și eu apreciez Mersi oamenii frumos. Ăștia. Nu, ăsta e adevărul. Să știi că eu când noi vrea să fac un compliment, nu-l fac. Cu toții facem o echipă bună și facem emisiuni pentru dumneavoastră și bune. Da, ca să ne ascultați și să ne spuneți ce vă mai interesează. O să vă spun data viitoare și cum se fac humântașii, pentru că pe 6 martie e Purimul. Urmează Purim! Da, o să dau rețeta bunicii mele pe care eu o fac în fiecare an și sper să reușesc măcar jumătate de porție să fac și anul ăsta. Ce munci facem în luna februarie și toate astea le vom discuta data viitoare. Așteptăm și propunerile voastre și vă mulțumim că sunteți cu noi. O după amiază plăcută. Și o săptămână bună. La revedere! La revedere!